Where did you guys all pick on? Ce pregătiți acum? O tăiem foarte, foarte mărunt să se poată scurge zărul. Și ce va ieși la sfârșit? Iasă telenia. Da, o vine tăiată de mai multe ori. Nu o dată. Tăiem mărunt, mărunt. O lăsăm la scurs. Pe urmă iar o tăiem un pic mai mare. Tot așa. Formă mai mare, formă bucăți. Și ce ați făcut cu laptele inițial, ca la început? Încălzit, la temperatura cum vine mult de la vacă, n-am o temperatură fixă, așa, cam cum vine mult de la vacă, dat prag, așteptă să se închege. Mă-l pun în acestea. Se pune ceva la presat, da. Dresul la jos. Mi-am dat seama la jos. Gata, o lăsăm un pic să scurgă zărul, nu? Cu zărul ce faceți? La porci. Vrem la porci. Se face și urză din el. Se face și urză din el, da. Aha. Păi, nu. Dar n-am mai avut timp de făcut urdă. Trebuie fiert în ceaona, nu? Și acum cât lăsați aici? Nu mai este zero în frică. Aproximativ de vreo 15 minute, așa. A, doar atât? Și e gata telemea? Nu, mai bine tăiată. De ce o durează? Durează o oră jumătate. Aici a făcut două improvizații, deoarece nu-i lapte mult, se fac în crinta mare și asta curge. Și am pus o asta mare ca să nu mai curge. Cum da, se numește vasul ăsta? Crintă. Crintă? Crintă pentru telenea. Ce faceți apoi cu telenea? Consum propriu sau consum propriu de la două vaci, ce pot să fac? Păi așa, mai bine un musafir, o bucată de brânză, care să face.